N-am ținut. Haideți să vă spun apropo de secretismul ăsta. Omul a fost expres, m-a rugat, pentru ca toate lucrurile să meargă ok și să fie ok cu ieșirea lui din celălalt contract. A fost o rugăminte, nu este vorba de niciun secretism, ideea este... Când ați terminat-o în Qatar? În chedie? We finished the Asian Games 30 August. După 30 august au terminat și pe urmă trebuie să facă formalitățile de ieșire și n-a fost ok. Antrenorul echipei naționale a Qatarului, Valero Rivera, a știut de chestia asta. În rest, n-a știut nimeni. Și dacă omul m-a rugat, eu am făcut-o. A fost singurul de pe lista dumneavoastră sau ați mai avut cel puțin unul și n-a... Am mai vorbit cu un bun antrenor și cu un foarte bun prieten de-al meu, cu Carlos Ortega. Fiindcă el mi-era foarte apropiat, eu îl cunosc și... Dar după el m-am gândit la Manolo și s-a ivit și posibilitatea asta, el fiind pe final de contract în Qatar. Adică a fost o oportunitate pe care n-am putut să o ratez. Ortega nu putea. Ortega este și antrenor de club în Germania și s-a schimbat managerul sportiv al acestei echipe. Era o perioadă de vacanță și el a zis, mă, nu-l cunosc, vreau să vorbesc cu el între patru ori dacă îmi dă voie să vin. Și am zis, îmi pare rău, nu pot să aștept atât timp, fiindcă eu am meci în octombrie. El se întâlnea undeva pe final de august. Nu pot să aștept, eu am meci în octombrie și Manolo nu v-a spus multe, el deja este în contact și știe ce se întâmplă în România și... Adică în perioada asta s-a muncit. Meciul cu Franța va fi la Cluj? Da. Stai ok? Mulțumesc.